Domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Sunt Paul Țoța și tema pe care vă propun spre discuție astăzi este legată de evaluările naționale la clasele a doua, a patra, a șasea și nu numai, o să discutăm despre noutățile din sistemul de învățământ românesc. Avem în studio două doamne, două reprezentante ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara cu care vom dezbate subiectul nostru de astăzi. Este vorba despre doamna inspector școlar general adjunct, doamna Irina Lavinia. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Și doamna inspector școlar Dana Luiza Cioar, inspector de discipline tehnice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Copilașii de clasa a patra sunt astăzi în febra examenelor, au început evaluările naționale, părinții poate au mai multe emoții de cele mai multe ori în situații de genul ăsta decât copiii. Ce ne puteți spune din informațiile pe care le aveți până acum? Așa este. În acest an se derulează pentru prima dată evaluările naționale la clasele a doua, a patra, a șasea. În anii trecuți, în ultimii doi ani, s-au derulat la școli pilot. Și astăzi este prima zi de evaluare pentru clasa a patra la limba și literatura română. Acum, din feedback-urile obținute din școli, se pare că subiectele au fost relativ de nivel mediu, elevii s-au descurcat foarte bine. Așteptăm corectarea lor și rezultatele. Cine se uită probabil acum la noi se întreabă, vai, examene și pentru copilașii de clasele a doua, a patra și a șasea, săraci, cât îi mai chinuie sistemul de învățământ românesc. Ce le puteți spune? Această formă de evaluare nu este efectiv un examen. În fond normal, de fiecare dată la sfârșitul anului școlar există la fiecare nivel de clasă o evaluare finală. Așa și trebuie văzută această formă de evaluare ca o evaluare finală pentru elevii din clasele a doua, a patra și a șasea. Avantajul, zic eu, pentru aceștia este faptul că se dă la nivel național. Deci subiectele sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare. Sunt aceleași subiecte pentru toți elevii din țară și este important, ziceam de avantaj, ca fiecare dintre ei să știe, de fapt, unde se află din punct de vedere a standardelor de pregătire. Ce competențe au, ce goluri au și ce este de făcut astfel încât să acopere aceste goluri și să ajungă la nivelul de pregătire dorit. Citeam undeva pe internet, din presa națională, un text, o idee legată de faptul că au fost introduse aceste evaluări pentru că s-a observat că ajung copii în clasa 8-a care nu au noțiuni elementare. Ați simțit această tendință și în județul Hunedoara? Știți cum este? Există oarecare subiectivitate. Un calificativ foarte bine. La o școală, nu știu, hai să zicem, din București, da? Ca să luăm capitala ca etalon, cu toate că nu știu dacă poate fi întotdeauna capitala etalon, poate că nu este același lucru ca un calificativ foarte bine obținut, nu știu, în județul Suceava sau în județul Hunedoara sau în orice alt județ din țară. Pentru că există niveluri diferite de abordare, niveluri diferite ale elevilor, ale clasei. De aceea este important ca evaluarea să se realizeze cu subiecte unice. Există un manual al profesorului, un caiet de evaluare al profesorului, în funcție de care cadrele didactice care fac parte din comisia de evaluare realizează evaluarea lucrărilor elevilor. Vă propun să prezentăm și calendarul evaluării pentru clasele a doua, a patra și a șasea. Sigur că da. Astăzi, deci în 28 mai, a avut loc evaluarea la clasa a patra la limba română. În 29 mai va fi evaluarea la matematică. În 30 mai la limba maternă. Asta e la clasa pentru patra. Clasa a patra, da. Pentru clasa a doua, în 2 iunie, se evaluează competențele de scris-citit la limba română. În 3 iunie competențele de scris-citit la limba maternă, iar în 4 iunie competențele la matematică. În 5 iunie este evaluarea
la limbă și comunicare, la clasa 6-a, deci va fi atât limba și literatura română, cât și limba modernă studiată ca primă limbă de studiu, începând cu clasa 3-a conform curriculumului național. Iar în 6 iunie va fi evaluarea la area curriculară matematică și științe ale naturii, unde în subiectele pe care le vor primi copiii vor fi pe lângă item de matematică, item de fizică și de biologie, în funcție de programa școlară studiată până la nivelul clasei a 6-a. Doamna inspector, doamna Cioară, am avut impresia că vreți să completați ceva legat de, cel puțin din limbajul corporal, așa mi se părea că doriți să ne spuneți ceva. Dacă ați avea, ceva de explicat, poate în plus, legat de această evaluare la elevii de clasa 2-a, 4-a, 6-a, și aici mă refer la ce spuneam mai devreme, și anume că sunt voci care spun că ar fi poate prea devreme ca cei mici să fie evaluați, așa de mici, săraci. La acest comentariu am văzut așa un pic pe o scripire în privirea noastră și de asta m-am gândit că poate rezonați cu ceea ce am spus. Nu, rezonam cu ceea ce a spus doamna inspector școlar general. Într-adevăr, până la urmă, nu este o evaluare. E vorba doar de o verificare a nivelului competențelor dobândite de acești elevi. Și este esențial de știut că, până la urma urmelor, nu se face o ierarhizare, nu se dau note la aceste evaluări, ci doar se dorește a se ști la ce nivel se situează acel copil în ceea ce privește achizițiile lui cognitive vis-a-vis de conținuturile programei școlare. Haideți să discutăm puțin și despre evaluarea de clasa 8, că am cred vorbit că înainte despre clasa de a trece 6. La da, evaluarea de clasa 8, pentru că atât săptămâna asta, cât și săptămâna viitoare, subiectul evaluării naționale la 2-4-6 este atât de fierbinte. Pentru părinții care ne urmăresc, ar fi foarte interesant, zic eu, de precizat sau încă o dată de precizat faptul că la nivelul clasei a 4-a scopul evaluării este să știe atât învățătorul, cadrul didactic, cât și părintele, care este exact nivelul de atingere a competențelor de către copil. Astfel încât, până la finele ciclului primar, să existe suficient timp să recupereze și să acopere eventualele goluri. Nu se dau note, nu se trec în catalog. Rolul acestor evaluări este, până la urmă, eventual, unde este cazul, elaborarea unui plan de intervenție individualizat, astfel încât, în funcție de copil, să poată fi recuperate, unde este cazul SIC, eventualele cunoștințe pierdute. La nivelul clasei a 4-a, scopul evaluărilor este diagnosticarea sistemului de învățământ. Până la urmă, după evaluarea lucrărilor de la clasa 4-a, va fi realizată o eșantionare, adică vor fi luate eșantioane de lucrări din școli de la nivel diferit, urban, rural, în funcție de numărul de elevi, din diferite, părți, regiune ale României și analizate. Iar la nivelul clasei a 6-a, de asemenea, rolul evaluării este consilierea elevului în urma obținerii rezultatelor, astfel încât în orientarea școlară și profesională a lui să aleagă ce este mai bine pentru el, să încearcă să-și descopere talentele. Unii elevi sunt mai talentați pe partea reală, le place mai mult matematica, obțin rezultate mai bune la științele exacte. Alți elevi sunt mai talentați pe partea umană, le place să citească, au, talentul deosebit în a se exprima verbal. Și atunci este important să aleagă calea potrivită pentru el, vorba de copil, astfel încât să nu aibă un eșec în momentul în care ajunge la liceu, tot vorbim de admitere, și să nu aibă un eșec la examenul de bacalaureat. Interesant este că apare această tendință și în România, și anume de a privi mai departe decât doar examenul, doar admiterea, doar alegerea unui liceu. Iată, înțeleg eu de la dumneavoastră că se merge puțin mai departe spre aptitudini, spre... Este important și mai ales este foarte important pentru că legislația în vigoare, referitor tot la aceste evaluări, dă posibilitatea elevului cu nevoi speciale să susțină acest examen și la solicitarea scrisă a părintelui
cu subiecte adaptate la nivelul fiecarei comisii din unitatea de învățământ în funcție de acel certificat de orientare școlară al copilului. Pentru că fiecare copil până la urmă este un univers și este unic. Și în funcție de, știu eu, sănătatea lui, de orientarea lui psihoeducațională, se realizează aceste subiecte astfel încât până și ei să fie evaluați, să nu fie excluși. Credeți că s-ar putea ca în câțiva ani să includă această evaluare și materii precum artele sau, nu știu, alte materii legate de vocație, de vocația copiilor? În prezent nu se întâmplă asta, și din câte știm nu s-a discutat, să zic așa, la nivel centralizat, la nivel de minister sau în ședințele cu inspectorii. Acest lucru poate ar fi interesant sau poate că selecția, tot am spus că vorbim și de admiterea în învățământul liceal și profesional și tehnic, selecția acestora ar trebui, acum se face în funcție de testele acelea inițiale, dacă doresc să studieze în învățământul biling, dau teste de engleză, sigur că da, de engleză, de limbă franceză, de limbă germană sau de, și de limbă maternă. La învățământul vocațional, sigur că da, pentru învățători, educatori au probă eliminatorie, la învățământul sportiv de asemenea. În învățământul de arte, de asemenea, este probă eliminatorie. Se susțin până la urmă evaluări înainte de intrarea în sistem pentru admiterea în învățământul liceal. Dacă tot suntem la capitolul evaluare, vă propun să discutăm puțin și despre evaluarea națională la clasele 8-a, care se apropie cu pași repezi. În care urmează. De asemenea, apar emoții, știm că în fiecare an, părinți, copii, ce se întâmplă, la ce liceu să meargă, dacă iau note foarte mari, dacă nu iau note foarte mari, la ce liceu să meargă. Eu vreau să vă prezint prima dată așa o muncă de echipă. Ce opțiune au anul ăsta, ce se întâmplă? Zic muncă de echipă realizată la nivelul Comisiei de Admitere, din care face parte și doamna Luiza Danacioară. Ghidul candidatului. Ghidul candidatului, sigur că da. Este un ghid pe care l-au toți elevii din clasa 8-a și părinții acestora, bineînțeles, unde pot găsi precizări referitoare la metodologia de admitere, la codurile specializărilor și numărul de locuri pentru admiterea în liceu pentru anul școlar 2014-2015, vi-l pun la dispoziție, cât și pentru învățământul profesional. Au model de completare a acelei fișe de înscriere pentru învățământul liceal și învățământul profesional în funcție de coduri și în funcție de care se va face repartiția computerizată. Trebuie să precizăm că Sigur. Nu doar anul acesta a apărut un astfel de ghid, fiecare an se întâmplă asta. Sunt informați foarte serios părinții și elevii despre ce vorba? Elementul de noutate din ghidul candidatului este acela că au apărut informații despre învățământul profesional de 3 ani, dat fiind faptul că doar de anul școlar viitor, din 2014-2015, va funcționa această formă de învățământ. Și ați atins un subiect de caracterul de mare importanță. Sigur că da. De asta mă și bucur că sunteți alături Dar de noi. Dar înainte o să vă spun calendarul la clasa 8-a pentru părinții și bunicii care urmăresc. Ca să facem așa o trecere. Da, o trecere treptată, sigur, așa, că da, treptată. Lină și să se înțeleagă foarte bine. În 23 iunie este proba scrisă la limba și literatura română, în 24 iunie limba și literatura maternă, proba scrisă, în 25 iunie proba scrisă la matematică, urmând ca rezultatele să fie afișate până în 27 iunie. Apoi urmează perioada de contestații, rezolvarea acestora și rezultatele finale la 1 iulie. Deci clasa 8-a, la 1 iulie, are rezultatele finale la evaluarea națională. Bineînțeles, este și un calendar al admiterii, dar poate despre el vom discuta
mai târziu. Haideți să discutăm, să discutăm înainte de școlile profesionale și să revenim, sigur. Apoi și la admitere. Vreau să spun mai înainte că mă bucur că sunteți amândouă aici, pentru că știu că aveți o pregătire care are legătură cu domeniul tehnic și ați activat de foarte mulți ani în acest domeniu și cunoașteți foarte bine importanța școlilor profesionale, mai ales în învățământul românesc. Asta în contextul în care și de pe piața muncii vin semnale că e nevoie nu doar de intelectuali, de ingineri, de profesori sau de altă categorie de oameni cu studii, ci și de oameni care să știe să practice o meserie. Până la urmă este nevoie de categoriile sociale și de specialiști. De domeniile și de oameni bine pregătiți care să-și facă meseria. De asemenea, a fost acuzat, să spun așa, sistemul de învățământ românesc an la rând pentru faptul că nu mai exista alternativa aceea admiterii la școala profesională. Vă rog să lămurim puțin lucrurile, să le explicăm celor care ne privesc faptul că, iată, din acest an există această posibilitate și cu siguranță și rezultatele se vor vedea în timp. Da, mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Așa cum ne dorim cu toții, învățământul profesional trebuie să se dezvolte, să se dezvolte în direcția pe care cu toții am prognozat-o cu mulți ani în urmă și iată că se întâmplă lucruri frumoase, lucruri care merită a fi evidențiate în învățământul românesc. Este extrem de important de știut că pentru anul școlar 2014-2015, în cadrul învățământului profesional și tehnic apare o nouă formă de învățământ, aceea învățământului profesional de 3 ani. De ce spun apare o nouă formă de învățământ? Pentru că până acum a existat învățământul profesional de 2 ani care se adresa elevilor, absolvenței clasei a 9-a, ca atare ei după terminarea învățământului gimnazial puteau opta doar pentru învățământul liceal pentru ca în clasa 9-a să-și redefinească traseul educațional. E, iată că anul acesta avem și această fericită veste și îmbucurătoare de asemenea de a organiza învățământul profesional, admiterea în învățământul profesional după finalizarea învățământului gimnazial. Învățământul profesional de 3 ani în județul Hunedoara, așa cum am prezentat și în oferta de școlarizare, care este postată atât pe forumul Inspectoratului Școlar și în cadrul altor emisiuni televizate, are pentru anul școlar următor preconizate în 15 unități de învățământ profesional și tehnic organizarea acestei forme de învățământ. Este extrem de bine de știut sau important de știut că la această formă de învățământ se pot înscrie și absolvenții clasei a 8-a din generațiile anterioare care nu au mai continuat studiile, au abandonat școala din diverse motive. De aceea fac un apel pe această cale atât pentru părinții acestor elevi cât și elevilor în cauză, îi invit să vină să se înscrie la școala profesională de 3 ani pentru că pot să o facă indiferent de anul absolvirii clasei a 8-a. Mai mult decât atât, este extrem de important de știut că această planificare a ofertei de școlarizare, așa cum a spus dumneavoastră, s-a făcut printr-un efort comun, consultând atât agenții economici, cât și reprezentanții comunității locale. S-a încercat să se țină cont de cererea forței de muncă, cererea ofertantă și în funcție de această cerere existentă pe piața muncii, am încercat să prognozăm și să proiectăm planul de școlarizare pentru învățământul profesional. De asemenea, învățământul profesional este organizat în parteneriat cu agenții economici. Avem peste 40 de agenți economici care susțin această formă de școlarizare. De asemenea, unii dintre ei s-au oferit ca pe lângă bursa de studiu pe care o oferă statul în acest moment,
cei 200 de lei lunar pentru fiecare elev care accede la această formă de învățământ, să ofere și ei o bursă cel puțin egală cu cea a statului. Deci, ca urmare, acești copii vor beneficia, elevii vor beneficia de o bursă de studiu de cel puțin 400 de lei pe lună, în cazul în care agenții economici și-au manifestat această dorință. Aș vrea să mai fac o șansă foarte mare. O șansă foarte mare, da. Interesant. Deci, pe lângă faptul că acești elevi sunt formați în calificări profesionale care se cer pe piața muncii, ei având ocazia de a se angaja, de a-și găsi locul de muncă dorit, este extrem de important de știut că există și această motivație sau această încurajare pecuniară prin acordarea bursei de studiu, bursă profesională, acordată atât de Ministerul Educației, cât și de agenții economici care doresc să facă acest lucru. Aș dori să precizez faptul că în 25-26 mai au fost realizate înscrierile, s-au înregistrat înscrierile în învățământul profesional la nivelul unităților de învățământ care organizează această formă și ce este îmbucurător pentru noi este faptul că există o cerere foarte mare pentru aceste locuri. Avem semnale de la unele unități de învățământ care spun că opțiunile sau candidații care doresc să vină spre această formă de învățământ, de multe ori numărul acestora este chiar dublu, dacă nu chiar triplu, față de numărul de locuri oferite. Ca atare, cred că elevii și părinții copiilor din învățământul gimnazial au conștientizat faptul că nu neapărat finalizarea unui liceu îți poate oferi o șansă în viitor, o carieră profesională frumoasă, ci un învățământ profesional de calitate, faptul că îți poți face o meserie la parametri optimi, de asemenea, în funcție de abilitățile și competențele pe care le are copilul, iată, poate fi un succes și poate ca aceste elemente să garanteze succesul elevului în... Mă bucur enorm că ați precizat societate. Acest lucru, mai ales că se crease la un moment dat ideea că dacă nu ai diplomă de bacalaureat, nu te poți integra pe piața muncii. Auzeam părinți care le spuneau copiilor lucrurile astea, auzeam chiar colegi din presă, din presa locală sau din presa națională care promovau această idee, vai ce ne facem, avem nu știu câți copii de la licee tehnice mai ales care nu au promovat bacalaureatul. Ei, iată că lumea începe să înțeleagă faptul că avem nevoie de oameni care știu să facă ceva, oameni competenți pe piața muncii, oameni care se pot integra, nu neapărat niște deținători de diplome care, din păcate, de multe ori îngroașă rândurile șomerilor. Faptul că finalizează un învățământ profesional nu limitează pe tânărul respectiv să finalizeze liceul. Poate urma clasa 11-a de liceu după ce termină învățământul profesional de 3 ani, la zi sau la seral, în funcție de vârsta lui. De asemenea, la învățământul profesional, și asta este foarte important, pot să se înscrie nu numai absolvenții ai seriilor curente, ci și ai seriilor anterioare care nu au finalizat nouă calificare, au rămas doar cu 8 clase. Eu zic că este extraordinar, mai ales având în vedere faptul că s-a constatat până la urmă o creștere a abandonului școlar, în mod special, mai ales pentru sfârșitul de ciclu, pentru ciclu învățământul primar sau învățământul gimnazial. Eu vă propun acum să trecem și la calendarul admiterii în licee și să vedem exact care este perioada și o să vă propun să discutăm puțin și despre ceea ce ar trebui sau cum ar trebui să privească ce implicați în această admitere, adică elevii și părinții, toată ideea de admitere la licee tehnice, la licee teoretice, ce se întâmplă. Chiar aș insista să clarificăm puțin lucrurile, pentru că încă simt eu mai există acea, să spun, confuzie între ideea unui liceu teoretic pe care poți să-l termini cu o notă extraordinar de mare și o bună
adaptare la piața muncii și de asta v-aș ruga puțin să lămurim și aspectul ăsta, pe cât posibil, bineînțeles, în funcție de informațiile pe care le aveți. Vorbind despre admitere, vă rog. Exact în perioada asta, 28-30 mai, se desfășoară probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru cei care doresc să studieze în sistemul bilingv. Și eu n-aș citi toate, de fapt, aceste etape privind semnarea anexa 1 la Ordinul 4925 din 29 august 2013. Ele sunt prevăzute, acest calendar al admiterii în învățământul liceal. Există și în ghid, există afișat la fiecare unitate de învățământ, dar o să vă spun, o să spicuim foarte pe scurt. Rezultatele după aceste probe de evaluare se afișează în 2 iunie, în 3 iunie, pentru că calendarul este destul de strâns, se afișează rezultatele la contestații, apoi se transmit către comisiile de admitere județene în format electronic la 11 iunie lista candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sau modernă. Bineînțeles, există și o perioadă admiterii pentru locurile speciale a candidaților pentru învățământul special și a locurilor speciale pentru romi. În 15 mai au fost afișate locurile speciale pentru candidații romi. În 20 iunie este data limită pentru primirea cererilor de înscriere acestor candidați, urmând ca în perioada 7-9 iulie să se realizeze repartizarea candidaților pe locurile speciale, iar în 10-12 iulie înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. Prima etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor, deci până la 31 august 2014, începe la 4, în perioada 4-8 iulie, când se completează fișele de opțiuni. În 8, tot în această perioadă se introduce în baza de date computerizată. Termenul limită pentru transmiterea bazei de date la centrele de înscriere este 10 iulie, iar repartizarea computerizată efectivă are loc în 15 iulie și ne referim la prima etapă. A doua etapă începe cu înscrierea imediat după prima etapă, adică în 16 iulie, urmând ca repartizarea computerizată, după toată trecerea în revistă, completarea fișei de opțiuni, verificarea, introducerea în baze de date, iarăși listarea fișei de opțiuni, verificarea sa împreună cu părinții și dirigintele, transmiterea bazelor de date la centru de admitere, se face repartizarea în 24 iulie pentru cea de-a doua etapă. În ultima perioadă a lunii iulie, în perioada 28-31 iulie, se realizează situațiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, adică dacă cumva întâmplător, există candidați care nu și-au depus în timp util dosarele de înscriere sau nu au participat la primele două repartizări, în această perioadă, 28-31 iulie, pe locurile rămase libere, pot să participe. Mai există și o a treia etapă, care începe la 1 august, de asemenea cu probe de aptitudini în perioada 2-3 septembrie, iar repartizarea absolvenților, care de asemenea n-au fost la nicio repartizare, ultima etapă sau n-au fost repartizați, sau nu și-au încheiat situația școlară, adică e vorba aici de corigenții care n-au reușit să promoveze la sesiunea de corigență din mai-iunie, se va realiza repartizarea lor computerizată după promovarea sesiunii de corigență din august-septembrie în perioada 4-5 septembrie 2014. Și ultimele rezultate se finalizează cu 8 septembrie 2014, astfel încât să fie copiii pregătiți să înceapă învățământul liceal la nou an școlar 2014-2015. Da.
Și dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez și eu câteva aspecte legate de admiterea în învățământul profesional, pentru că s-a trecut așa la admitere și cred că este extrem de important de știut că în data de 10 iunie se susține proba suplimentară pentru selecția elevilor care au optat pentru această formă de învățământ. Ei vor primi o notă, deci trebuie să fie foarte clar acest aspect, că vor primi o notă, dar nu nota de la proba suplimentară le acordă automat locul pentru învățământul profesional. După susținerea evaluării naționale, se realizează admiterea în învățământul profesional, adică în 4 iulie, media de admitere în învățământul profesional fiind calculată ca media de 7 ori nota de la evaluarea națională plus de 3 ori nota de la proba suplimentară împărțit la 100. Și în funcție de aceste punctaje se va face o ierarhie, o ierarhizare a candidaților în numărul admișilor fiind egal cu numărul locurilor repartizate pentru acea calificare profesională. Da, sună simplu așa în momentul în care povestiți despre ce e vorba, în 4 aprilie, în 5 mai, în iunie, iulie, în august, dar vieții copii în toată perioada asta o să treacă prin niște emoții până ajung la final. Știți cum e? În momentul în care copiii știu ce vor până la urmă. Obțin rezultatele respective la evaluarea națională și în funcție de acestea, pentru că tot o noutate este că în acest an s-a schimbat și modul de calcul a mediei de admitere la liceu, o parte reprezintă media din clasele 5-8 și 3 părți media de la evaluarea națională. După obținerea mediei de admitere, parcurgerea testelor de evaluare a limbilor moderne, dacă doresc să meargă pe sistemul bilingv, copiii știu să-și completeze acea fișă de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal, deoarece tot în ghid, așa cum vă spuneam, corespunzător fiecare unități școlare, fiecare clase, care are un cod, da? Există și orientativ ultima medie de admitere din anul școlar trecut. Deci copilul știe, dacă are media 9, poate să se înscrie la o clasă unde, știu, ultima medie a fost anul trecut 7. Dacă el are doar 9, ar trebui să se gândească puțin dacă vrea să se înscrie la o clasă unde ultima medie a fost 9,75, de exemplu. Deci există o situație orientativă. E adevărat că mai are și posibilitatea de a se înscrie în învățământul profesional și apoi, după repartizare, să-și dea seama că totuși nu a fost foarte bine hotărât și vrea să meargă la liceu, poate renunța la învățământul profesional. Există această elasticitate a sistemului până la urmă. Ceea ce zic eu este foarte bine, deoarece dă posibilitatea elevului să se orienteze unde consideră el și familia lui că este cel mai bine. În momentul în care s-a renunțat, în acea perioadă de care povesteam la începutul emisiunii, în momentul în care s-a renunțat la școlile profesionale până la urmă, care era de fapt ideea, care era strategia în toată această reformă? Că mulți dintre cei care se uită la noi probabil nu mai înțeleg nimic. Spun, bine, bine, dar toată discuția asta cu școlile profesionale exista înainte și funcționa chiar foarte bine. Au fost mulți absolvenți de școli profesionale, făceau ulterior alte studii, urmau, de exemplu, liceul la Seral sau tot felul de variante legate de rută progresivă sau tot felul de idei de genul acesta. Însă, ce s-a întâmplat? Unde a apărut ruptura? Știți ce se întâmplă? E foarte important și acum am văzut-o pe colega mea că vrea să spună și ea câteva cuvinte, nu vreau să acaparez discuția, dar e foarte importantă relația cu agentul economic, unde elevul din școala profesională își va desfășura practica. Acea practică, poate, că care se derulează la liceele tehnologice, datorită, să fim realiști, lipsei de bani din sistem. Liceul tehnologic nu poate să achiziționeze întotdeauna echipamentele pe care un agent economic puternic le poate achiziționa, la standardele de ultimă oră până la urmă. Și atunci, poate că elevul, nu știu, de acum câțiva ani, care își făcea practica la unitatea școlară, în momentul în care finaliza, nu era suficient de bine pregătit. Nu zic că acest lucru se rezolvă peste noapte, dar progresul tehnologic
până la urmă, progresul economic vine în întâmpinarea noastră, iar noi, ca sistem de învățământ, trebuie și încercăm să fim foarte deschiși, astfel încât să pregătim elevii realist pentru a-și putea obține un loc de muncă. Această colaborare strânsă între școală și agentul economic, exact cum vă spuneam, trebuie să rămână la fel de strânsă și este foarte importantă. Ați întâlnit și agenți economici care nu vor să colaboreze cu sistemul de învățământ de stat? Depinde de managementul agentului economic, da. Dar sunt. Există. Da, știu cazuri concrete la nivel de țară. Oare de ce sunt. Se întâmplă lucrul acesta? Probabil, știți cum e... De exemplu, știu că există o reținere chiar la un foarte mare agent economic unde se lucrează pe flux continuu, pentru că un număr destul de mare de elevi ar putea perturba procesul de producție până la urmă. Și probabil, și probabil că ei preferă să-și califice forța de muncă la locul existentă. De muncă. Știți? Și atunci... Da, e și probabil asta o perspectivă. Probabil că recrutarea personalului se face după alte criterii decât cele pe care noi le gândim. Dar eu zic că sunt cazuri izolate și chiar și așa acolo, în urma discuțiilor dintre Ministerul Educației, Ministerul Muncii, s-au lămurit într-un fel lucrurile, pentru că elevii au posibilitatea să desfășoare practica la agentul economic, dar în număr mai mic. Știți, deci nu se merge cu toată clasa la un singur loc de muncă, pe bandă, blochează banda. Nu. Deci 1-2 elevi sunt dați în grijă mentorilor de practică de la acea uzină sau acea întreprindere și în felul acesta, până la urmă, fiecare își găsește locul. Așa e, până la urmă, această noțiune de practică e veche în România. Mai ales înainte de Revoluție, era ceva obișnuit ca orice angajat dintr-o întreprindere cu activitate de producție să aibă, și nu numai de producție, să aibă 1-2 discipoli, să spun așa, lângă el și să învețe. Există, și am observat că încă, din fericire, mai funcționează acest sistem al practicii foarte bine în sistemul sanitar. Mai ales școlile sanitare încă păstrează această tradiție și se văd și rezultatele, că în statisticile europene apărem cu cei mai buni absolvenți din învățământul sanitar. Să știți că nu numai la nivel sanitar, deci eu cred că noi suntem unul dintre județele favorite. Avem foarte mulți agenți economici, asta o să vă spună doamna Cioară, că este exact feliuța dumneaei și pe care o coordonează excepțional. Avem foarte mulți agenți economici care susțin școala din județul Hunedoara. Vorbeați de învățământul sanitar, pot să vă spun că inclusiv în învățământul agricol, că liceul de la Cioară, de exemplu, este și guvernul și Ministerul Educației și până la urmă Europa și lumea întreagă pune accent pe dezvoltarea agriculturii, pentru că sursa de hrană este importantă pentru noi toți, nu? Numărul nostru crește. Indiferent ce facem, sigur că trebuie să ne alimentăm, așa este. Dar avem exemple deosebite și la nivelul învățământului profesional și tehnic, atât din punct de vedere al dezvoltării învățământului economic, serviciilor, cât și în celelalte domenii, electronică, automatizări, auto, transporturi, și așa mai departe. Dar o las pe doamna să vă povestească mai multe. Vă ascultă. Da, dacă tot vorbeam de agenți economici care nu primesc elevii în practică, vreau să vă spun că în județul nostru, doamna general, începuse o idee foarte frumoasă. Județul nostru din regiunea Vest se clasează pe primul loc în ceea ce privește încheierea acordurilor de parteneriat cu agenții economici. Ba mai mult, vreau să vă spun că prin proiectul POSDRU, Parteneriat Activ pentru Piața Muncii, care a debutat în anul 2011, un proiect de care ne-am bucurat să beneficiem, dat fiind faptul că Inspectoratul Școlar a fost beneficiarul acestui proiect în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Sălaj din Sălaj și Inspectoratul Școlar al județului Brașov, am reușit să ducem la agentul economic ca pentru efectuarea stagiilor de practică peste 2250 de elevi. Ei, după finalizarea acestui proiect care s-a încheiat în anul 2013, în decembrie 2013, vreau să vă spun că agenții economici au rămas
rămas la fel de deschiși față de colaborarea cu unitățile școlare în ceea ce privește realizarea practicii la firmele dumnealor. Ba mai mult, încurajează această participare, acest parteneriat, pentru că avem agenți economici care solicită derularea stagiilor de practică la instituțiile lor. Ei oferindu-se să dea sau să repartizeze sarcinile de tutorial, de practică tutorială acelui reprezentant al agentului economic. Este important de menționat că învățământul profesional nu neapărat a dispărut o anumită perioadă de timp, a fost organizat sub o altă formă, având în vedere... Nu neapărat cea liceală, a fost organizat sub forma Școlii de Arte și Meserii și Ruta Progresivă, dat fiind faptul că exista un nomenclator al calificărilor profesionale care prevedeau anumite calificări de nivel 1, 2, 3. Acum a existat o perioadă scurtă de timp, aproximativ 2 ani, când Școala de Arte și Meserii a mers în lichidare, tocmai datorită actualizării acestui nomenclator al calificărilor profesionale și pentru că nivelul 1 de calificare profesionale nu mai era cerut pe piața muncii, s-a actualizat acest nomenclator prin calificări de nivel 2 și 3. De aceea a existat acea perioadă de 2 ani, de 3 ani, aproximativ 3 ani, în care învățământul profesional sau Școala de Arte și Meserii nu se mai regăsea. Dar cred că politica educațională a fost de a continua sau de a aduce la aceeași linie învățământul profesional și calificările oferite prin învățământul profesional cu cel al nomenclatorului calificărilor care se cer nu numai la nivel național, ci și la nivel european. Mă bucur că ați lămurit această problemă, pentru că percepția multor cetățeni era de o nehotărâre a conducerii țării, a parlamentarilor, a politicienilor din punct de vedere al deciziei, dar iată că până la urmă a fost o trecere, din câte înțeleg eu. Da, a fost o trecere și ceea ce spunea și doamna inspector școlar general adjunct Lavinia Ilina, este extrem de important modul cum este abordat acest învățământ profesional, pentru că se pune foarte mult accent pe formarea duală, adică atât elevul, se formează elevul atât în la nivelul unității de învățământ, pe acea formare inițială, cât și în cadrul agentului economic, la agentul economic, pe partea de formare profesională. Și iată, este o abordare nouă care vine în sprijinul formării de calitate a absolvenților învățământului profesional, pentru că până la urma urmelor cu toții avem nevoie de acea forță de muncă calificată în calificările profesionale pentru care se formează, nu doar să obțină un certificat de calificare și pe care să îl arhiveze într-un dosar și să nu aibă ce să facă cu el. S-a creat o tendință în rândurile multora și anume de a îndruma copiii care au rezultate foarte bune la învățătură, copiii absolvenții ai ciclului gimnazial, să urmeze licee teoretice pe motiv, citez, tu ești copil deștept, trebuie să te duci la un liceu teoretic, nu la un liceu tehnologic. Cum le-ați răspunde unor astfel de idei? Eu cred că toți copiii sunt deștepți. Poate și că, eu cred la nu fel. Știu, 0,1% de asta cazuri am și pus excepționale unde există probleme de sănătate. Dar în rest... Dar și acolo, și acolo s-a demonstrat că, de fapt, există inteligență foarte mare. Există inteligență care poate fi educată. Dumnezeu compensează într-un fel, nu orice problemă. Așa este. Deci, așa cum v-am și spus, eu cred că toți copiii sunt deștepți. Important este să primească informația în momentul potrivit, să fie coordonați și ajutați să ia cele mai bune hotărâri și, până la urmă, totul în viață este o alegere. Dacă mergi pe parte teoretică, nimeni nu te limitează ca după finalizarea unui liceu teoretic să nu faci o școală post-liceală într-o anumită calificare, să nu mergi la o politehnică sau da, și au fost nu știu, la un institut artistic succes. Până la urmă. Da, sigur, de poți inclusiv situații. Să finalizezi conservatorul dacă ai anumite abilități. Nu e nicio problemă. E adevărat că este mult mai ușor
să îți stabilești bine prioritățile și să mergi din timp pe calea ta. De asemenea, pentru că acum atât eu cât și colega mea, noi suntem profesori, de fapt, înainte de a ajunge inspectori, suntem și rămânem profesori. La fel și eu sunt profesor înainte de a fi realizator, sigur, la televizor. Și avem o formare tehnică, suntem cu toți trei, din câte toți știu trei. Eu, exact. Da, titulari la licee tehnologice pe și ne mândrim tehnice. Cu acest lucru. Eu cel puțin nu pot să spun, n-am putut să spun niciodată că am regretat că am ales acest traseu educațional, nu, dimpotrivă, dar trebuie să-i ajutăm pe copii să fie pregătiți pentru viață. Dacă cu 20-30 de ani când terminai facultatea puteai spune, da, uite, eu mă pregătesc să merg pe această cale. Sunt sigur că de la acea specializare, acea meserie voi ieși la pensie. Elevii noștri de acum nu mai au această siguranță, pentru că lumea evoluează, tehnica evoluează, tehnologia, modul de abordare a lucrurilor, apar meserii noi. Și atunci este foarte important să existe această elasticitate și disponibilitatea lor pentru a se adapta. Până la urmă, școala asta trebuie să învețe, să se adapteze, să învețe să învețe și să știe să caute informația. Și să știe să caute informația, sigur că da, asta e cel mai important lucru. Așa am făcut și eu astăzi, am căutat informația, am venit direct la sursă. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și să răspundeți la anumite probleme care mai apar și la anumite nelămuriri. Vă mai așteptăm la informație. Promitem că venim cu bacalaureatul, că a rămas nediscutat. Vă aștept pentru că e tot timpul, în fiecare an apar probleme legate de bacalaureat, cel puțin în înțelegerea publică, în percepția publică și chiar îmi doresc ca în acest an să le lămurim. Doamnelor, vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Vă mai așteptăm. Mulțumim. Dragi telespectatori, aici se încheie emisiunea Dezbaterea zilei de astăzi. Sunt Paul Soța, vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți alături de InfoHD. La revedere!